Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile pentru construirea de algoritmi, ce combină structura secvențială cu cea alternativă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. În această lecție vei învăța despre cum poți utiliza limbajul Python la codificarea structurii alternative. Să ne reamintim principiul de execuție pentru structura alternativă cu forma 1. Se evaluează expresia logică. Dacă rezultatul evaluării este adevărat, atunci se execută instrucțiune 1. Altfel, dacă rezultatul evaluării este fals, atunci se execută instrucțiune 2. Principiul de execuție pentru instrucțiunea prezentată în imagine este următorul. Se evaluează expresia logică. Dacă rezultatul evaluării este adevărat, atunci se execută instrucțiune. Altfel, algoritmul continuă cu execuția structurii ce succede structura alternativă curentă. Să ne reamintim cum sunt scrise în pseudocod cele două forme ale structurii alternative. Execuția instrucțiunii if începe prin evaluarea expresiei logice. Dacă rezultatul evaluării expresiei logice este true, atunci se execută instrucțiune 1. Dacă rezultatul evaluării expresiei logice are valoarea false, atunci fie se execută instrucțiunea situată după ramura else, dacă există, fie se trece la instrucțiunea situată în program, imediat după instrucțiunea if. În scrierea programelor Python, se observă alinierea mai înspre interior a instrucțiunilor din cadrul structurii. Ne propunem să scriem un program în limbajul de programare Python, care citește de la tastatură două numere reale distincte în variabilele A și B și afișează pe ecran valoarea celui mai mare dintre ele. De exemplu, dacă A egal cu 30 și B egal cu 40, atunci, în urma execuției programului, se afișează pe ecran valoarea 40. În programul prezentat se citesc de la tastatură, cu ajutorul instrucțiunii input, două valori distincte ce vor fi memorate în variabilele reale A și B. Totodată se afișează un mesaj prin care utilizatorul este îndemnat să introducă cele două valori. Vom compara valorile celor două variabile folosind structura alternativă if. Și dacă valoarea variabilei A este mai mare decât valoarea variabilei B, atunci se afișează pe ecran, cu ajutorul comenzii print, valoarea variabilei A, iar în caz contrar se afișează valoarea variabilei B. La execuția codului, dacă de la tastatură se citesc valorile 30 și 40, atunci rezultatul afișat de program este 40. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural și afișează pe ecran mesajul număr par dacă valoarea citită corespunde unui număr par, respectiv mesajul număr impar dacă valoarea citită de la tastatură corespunde unui număr impar. De exemplu, dacă valoarea citită de la tastatură este 12, atunci în urma execuției programului se afișează mesajul număr par. Dacă valoarea citită de la tastatură este 15, atunci în urma execuției programului se afișează mesajul număr impar.
să ne reamintim cum se reprezintă în limbajul pseudocod structura alternativă generalizată. Mod de execuție. Se evaluează selectorul. Dacă valoarea selectorului este egală cu una dintre valorile constante, valoare 1 sau valoare 2 sau așa mai departe valoare n, din clauzele date, se execută instrucțiunile din grupul de instrucțiuni corespunzător, apoi se trece la instrucțiunea de după structura alternativă generalizată. Dacă valoarea expresiei nu este egală cu niciuna dintre valorile constante din clauzele date, se verifică existența clauzei altfel. Dacă există clauza altfel, atunci se execută instrucțiunile din grupul instrucțiunilor corespunzător clauzei altfel, apoi se trece la instrucțiunea de după structura alternativă generalizată. Dacă nu există clauza altfel, se trece la instrucțiunea de după structura alternativă generalizată. Pentru implementarea în limbajul de programare Python a structurii condiționale cu variante, se vor utiliza structuri condiționale imbricate. La execuția instrucțiunii prezentate, se evaluează expresia logică 1. Și dacă aceasta are valoarea true, atunci se execută instrucțiunea 1. Altfel, se evaluează expresia logică 2 și dacă aceasta are valoarea true, se execută instrucțiunea 2. În caz contrar, se execută instrucțiunea 3. Să exersăm împreună și să scriem un program în limbajul de programare Python, care citește de la tastatură o cifră din mulțimea numerilor naturale cuprinse între 1 și 7 și afișează pe ecran denumirea zilei din săptămână corespunzătoare cifrei respective sau mesajul imposibil în cazul în care valoarea citită nu aparține mulțimii date. În codul prezentat se citește de la tastatură o valoare în variabila zi cu ajutorul instrucțiunii input. Folosind structura alternativă if cu ramura elif, vom afișa denumirea zilei din săptămână corespunzătoare valorii citite de la tastatură în variabila zi. Astfel, dacă valoarea variabilei zi este egală cu 1, atunci se va afișa pe ecran mesajul luni. Altfel, se verifică dacă valoarea variabilei zi este 2 și în caz afirmativ se afișează pe ecran mesajul marți, iar în caz contrar se verifică similar restul valorilor propuse în următoarele ramuri ale instrucțiunii imbricate if. Dacă niciuna dintre acestea nu va fi atinsă, atunci se va trece la execuția instrucțiunii din clauza else și se va afișa mesajul imposibil. În acest moment se verifică dacă valoarea variabilei zi este 7 și se afișează pe ecran mesajul duminică, iar în caz contrar se afișează mesajul imposibil. La execuția codului, dacă valoarea variabilei zi este 4, se observă că programul va afișa mesajul joi. Iar dacă valoarea variabilei zi este 10, se observă că se afișează mesajul imposibil. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python, care citește de la tastatură un număr natural din mulțimea numerelor naturale din intervalul 1-12 și afișează pe ecran denumirea lunii din an corespunzătoare valorii citite.
De exemplu, dacă de la tastatură se citește valoarea 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul aprilie. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți utiliza structurile alternative în scrierea programelor în limbajul de programare Python.